Iarna se apropie și tot mai mulți jurjuveni care locuiesc la casă se încălzesc cu lemne. Bugetul pentru aceste câteva luni de iarnă trebuie să fie ca și în anii trecuți destul de generos. Vestea bună este că, cel puțin deocamdată, administratorii depozitelor de lemne nu au de gând să majoreze prețurile în ceea ce privește vânzarea unui metru cub de masă lemnoasă. În acest moment, un metru cub de lemne tăiate și sparte se vinde cu 280 de lei, iar cărbunii costă 200 de lei tona. Chiar dacă oamenii de specialitate spun că ne vom confrunta cu o iarnă lungă și grea, cei ce dețin depozite de lemne susțin că vânzările sunt în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut. Un metru cub de lemne, 280 de lei, tăiate și sparte. Beneficiază și de transport? Nu, noi nu avem transporturi, dar găsesc mașini aici. Față de anul trecut, cum este acum? De anul trecut, mai puțin. Din ce? S-au mai băgat gaze, mai de la cet, mai nu are omul bani. O altă metodă de încălzire folosită de giurgiuveni este cea cu gaze naturale. În ultimii ani, tot mai mulți cetățenii orașului nostru au recurs la această modalitate. Cea din urmă poate fi una din cauzele pentru care vânzările lemnelor sunt în scădere. Să nu uităm totuși de situația financiară precară a multora dintre giurgiuveni și scumpirile în masă din ultima perioadă.